Cum? Au trecut 10 ani? Mamă. Time flies when you're having fun. Ce n-au zghicit niciodată despre mine este că am fost un jucător foarte înrăit de ping-pong. Faptul că îmi plac sporturile mai dificile, motociclismul, escalada, chiar să zbor pe avionul. Probabil faptul că am început să fumez la 10 ani și m-am lăsat la 11. De atunci nu am mai fumat vreodată. Nu ați ghicit că sunt timid și introvertit? Cred că faptul că îmi place să repar tot felul de lucruri de prin casă. În liceu am fost pasionată de curentul hippie și am cântat într-o trupă folk. Sunt un șofer extraordinar, dar nu-mi place să parchez. Când eram mic, scriam poezii. Am fost timp de 3 ani arbitru de linie în Liga Județeană de Fotbal. Că nu am fost întotdeauna pasionat de tehnologie, inițial îmi doream să mă fac doctor, dar n-a fost să fie. Pur și simplu să lipesc niște componente pe plăci electronice. Dacă sunt pe undeva prin studiourile din țară, cu siguranță mă puteți provoca la un meci de ping-pong. Că sunt în stare să înregistrez acest video aniversar. Când eram mic, visam să devin inventator. După aia am shiftat către polițist. Când eram mic, țineam cu steaua. Scriam poezii și cântece. Îmi plăcea să demontez jucăriile și să le montez la loc. Era o pasiune. În vacanță de vară furam mere de la bunica. Îmi doream să fiu mare și acum uneori îmi doresc să fiu iar mic. Îmi doream să fiu doctor. Când eram mic, spuneam că vreau să fiu prim-ministru. Am să văd America, vis care mi s-a îndeplinit în 2016 când am fost în delegație la client. Îmi doream foarte mult să ajut oamenii. Visam să mă fac mecanic de locomotiv. Chiar dacă nu am statura, am jucat basket profesionist în tinerețe. Nu mă gândeam vreodată că voi petrece așa mult timp în fața unui calculator. Îmi plăcea să meșteresc orice scurile găseam și îmi plăcea să construiesc chestii. Când doream să zbor, așa am ajuns să lucrez și în industria asta de IT. Am dat curs unui mesaj dintr-o revistă, Learning on the Fly. Îmi doream să mă fac detectiv. Când eram mic, eram extrem de energic, lucru care cred că nu s-a schimbat foarte mult între timp. În prima mea zi de lucru aici, am cunoscut cei 15 colegi care erau pe atunci în Cognizant of Vision Timișoara și am jucat darts împreună cu ei. Am colindat sediu din Iași, etaj cu etaj, și am dat noroc cu toată lumea. Am primit frumos calculatorul în brațe, un CD cu Linux, apucă-te și fă-ți sistemul de operare. Am aflat că dacă stai 10 ani în Sovision, ai șanse să primești un telefon cadou. Am fost prezentat tuturor colegilor din Iași. Mulți dintre cei pe care am întâlnit în acea zi mi-au spus: dacă tot ești aici, mă ajuți și pe mine cu aplicația asta? Și bineînțeles că nu i-am refuzat. Mi-am cerut câteva zile de concediu. Am fost direct într-un team building, apoi direct în delegație. Drept urmare, am făcut cunoștință cu biroul meu după vreo 3 săptămâni. În prima mea zi de lucru, am fost surprins de cât de destinsă era toată lumea și dispusă să ajute. Am văzut pentru prima oară cum arată un sistem de operare macOS. Am dat mâna cu toată lumea. A fost fun, n-am reținut absolut niciun nume. Îmi amintesc că mi s-a pus în față primul iMac care l-am văzut vreodată și prima mea întrebare a fost: unde-i chestia aia de jos, în care dai cu piciorul ca să aprinde calculatorul. Cel mai amuzant moment în 10 ani aici a fost când am făcut o farsă clientului de 1 aprilie, a fost chiar înainte de un major release și am creat așa un pic de panică printre ei pentru o perioadă scurtă. A fost atunci când dimineața în birou se citea din Acatistul Sfântului Efrem cel Nou, protectorul calculatoarelor. În prima zi de lucru, când a trebuit să deschid un iMac și mi-am dat seama că nu știu de unde. Din păcate, nu pot să divulg această informație confidențială. Mai n-am cum să uit niciodată că după noapte grea am ajuns la birou și am primit acolo susținerea colegilor, după cum se vede. Acum, clar, pentru mine a fost amuzant doar zilele următoare. A fost primul meu team building undeva în Maramureș. Barca noastră a început să dea semne că cedează și a trebuit să sar în lac. Jocurile de mafia, din team building-uri, Cards Against Humanity și cântatul la chitară l-a făcut de tabără. Acum ceva timp, împreună cu colegii din birou, am organizat un push-up challenge. A fost o întrecere de pomină, în urma căruia am afișat clasamentul pe ușa biroului. Când se țineau ședințe lângă camera cu masa de fotbal și tot eram atenționat că facem prea multă gălăgie, dar fără succes. Când am ajuns la birou cu mașina, prima dată după ce mi-au luat carnetul și au ieșit afară toți colegii să mă ajute să parchez. Timp să ne distrăm cu orice ocazie.
Nu pot uita energiile pe care le-am simțit la party-urile de final de an sau la Incognito Castle în acest an. Persoana mea preferată în Cognizance sau Vision? Ei bine, sunt multe persoane dragi pe care le-am cunoscut în decursul a 10 ani de Cognizance sau Vision, unele dintre ele punându-și amprenta asupra carierei mele, altele devenind un prieten foarte bun. Momentan am două persoane preferate, Marius Papară și Ștefan Bălă. De ce? Pentru că au niște calități pe care eu momentan le admir. Mai este fratele meu, ducul dacă aici au ceva, fi scandal în familie. Este Ramona Pop. O admir pentru energia ei și pentru cum ajută colegii din jur să progreseze to the next level. Andrei Vasilovici, pentru că este implicat în proiecte și pasă de ce se întâmplă în echipele din care face parte. Matei Miragoș, Cristina Baba. Cristi Coța, pentru că de când îl știu, mereu am avut ceva de învățat de la el. Este Mara Rățoi, deoarece îmi plac foarte mult prezentările și workshop-urile pe care le organizează. Persoana preferată în firmă este însăși întreaga comunitate de colegi din Cognizance Vision, de la care am avut de învățat enorm, care m-a ajutat să descoper cât de fascinant este să fim conectați, să ne bucurăm de diversitate și de toate provocările prin care trecem. Persoana din spatele e-mailului cu Save the Date și New Benefit. Cea mai frumoasă parte din jobul meu la Cognizance of Vision este că sunt foarte puține zile fără provocări noi, ține tot timpul în priză. Cred că cea mai frumoasă parte sunt colegii. Cu siguranță, nu cred că. Cu siguranță sunt colegii. Este atunci când reușesc să deblochezi echipa. E că nu prea poți să te plictisești și ai tot timpul contact cu tehnologii noi. Faptul că am atât de mult hardware, atât de multe jucări cu care n-aș fi crezut vreodată că să interacționezi. Este că poți să lucrezi cu clienți din diferite arii și îmi pot îmbunătăți cunoștințele despre acele tipuri de business. Încă de când sunt în firmă, adică de 10 ani și până acum, mereu am avut persoane mai tehnice decât mine de la care să pot învăța și care să mă ajute să cresc. Odată cu trecerea anilor, ajungi să lucrezi cu prieteni și nu doar cu simpli colegi. Este interacțiunea cu oameni. Faptul că după muncă destul de intensă reușim să vedem dus la bun sfârșit un anume release pentru client și să putem să ne laudăm cu lucrul acesta. Îmi place ceea ce fac și ca dovadă ne vedem aici 10 ani mai târziu. Este momentul în care vezi progresele colegilor pe care îi ai în grijă. Este momentul acela când toate planetele se aliniază și îți vine ideea care rezolvă o problemă care te bătea la cap de câteva zile. Simt într-un constant roller coaster. Găsești o grămadă de oameni faini aici, o grămadă de oameni de care te atașezi, de la care poți să înveți, o grămadă de oameni pe care poți să-i înveți. Pentru mine asta valorează enorm de mult. Partea asta de conexiune cu oamenii e ce mă ține pe mine în priză. În momentul de față, puțin știu de beneficiul de a avea un campionat intern de fotbal. Cognizance of Vision este the place to be din punctul meu de vedere, pentru că încearcă să se îmbunătățească mai tot timpul. Oportunitățile de dezvoltare în carieră și creșterea depinde doar de tine să ajungi și să crești, să ajungi mai sus și să crești. Mi-a făcut plăcere să lucrez, să interacționez cu toți cei din firmă și sper că toată lumea să aibă aceeași experiență, că până la urmă noi suntem cei care decid ce este Cognizance Vision. Pentru că aici îți poți depăși limitele. Pentru că ai libertate de a fi creativ. Încearcă mereu să-și îmbunătățească employee value proposition. Pentru mine e locul în care ai la dispoziție o platformă și ocazia de a contribui la crearea sau îmbunătățirea unei idei, a unui produs, fie el existent fizic sau nu. Un beneficiu al Cognizance Vision, despre care foarte puțin știu, este că e un loc foarte, foarte amuzant în care poți lucra. Pentru că are cea mai tare comunitate de iOS. Datorită oamenilor, îți dau energie chiar și în zilele în care nimic nu merge. Pentru că este un mediu care se dezvoltă constant, care reușește să crească oameni într-un mod remarcabil, cum puține companii pot face, un mediu care oferă diversitate, provocări și experiențe în fiecare moment. Un beneficiu al Cognizance Vision despre care puțin știu, nici eu nu știu, mai stau 10 ani de zile ca să descoper. iOS sau Android? Evident, iOS. Totdeauna iOS. 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 Android all the way. Ca și utilizator iOS, ca și developer Android. Depinde pentru ce. iOS. iOS. Android pentru stil, iOS pentru orice altceva. Deocamdată Android. Android. iOS. Am o
poveste de dragoste de lungă durată cu Androidul, dar în ultima vreme mă tentează să-l înșel un pic cu iOS. 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 Android. Aleg iOS. Android, categoric. Android. Both. iOS. iOS. Android. iOS. Și Android și iOS. 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 Care crezi că este the next big thing in tech? Probabil ceva ce va aduce planeta înapoi la un fel de normal, din punct de vedere al climei. Nu știu care e the next big thing, dar pot să zic ce-mi doresc eu. Mi-ar trebui să crească zona asta de VR. Aici aș nominaliza trei lucruri. Inteligența artificială, Internet of Things și datafication. Eu cred că automatizările industriale și roboții. De ce? Pentru că am terminat facultatea de automatizări și poate o să fie utilă și diploma aia la un moment dat. Cred că inteligența artificială nu e numai decât the next, e the current big thing, dar cred că va fi și în continuare. Deja e prezentă în viața noastră în mai multe zone și cred că va continua dezvoltarea. Mind coding. O glumă care am făcut-o cu colegii de pe proiect și da, s-ar putea să se întâmple. Machine learning și AI, data mining, digital trust. Sustainable technology. Aș merge pe chat GPT și alte soluții AI pentru generare de conținut. Metaversul probabil că va deveni real într-o perioadă mai scurtă sau medie de timp. Când a fost mic, aveam impresia că mașinile zburătoare o să fie viitor. Încă nu suntem acolo, nici pe departe. Nu știu exact care este, dar pot să spun că o să-l caut, îl recrutez și îl aduc la noi. Orez sărbători fericite, multe, multe împliniri și să ne vedem la cât mai multe aniversari de 10 ani. Sărbători fericite și liniștite alături de cei dragi și să ne revedem cu bine și sănătoși în anul care vine. Atât timp cât putem aprecia toate lucrurile mărunte și zâmbim, fiecare zi va fi minunată. Multă sănătate tuturor, multă liniște alături de cei dragi, de familie și putere și voință ca să putem schimba ceva în bine în lumea asta. Să vă bucurați de fiecare clipă petrecută cu cei din jurul vostru. Vă urez tuturor și sărbători binecuvântate. Să întâmpinați noul an cu multă energie bună și forțe proaspete. Vă doresc să fiți bine cu voi, să practicați recunoștința și să vă simțiți împliniți. Sărbători fericite și încercați să vă bucurați cât mai mult de această perioadă frumoasă a anului. Tot ce vă doriți alături de cei dragi și să ne vedem cu bine la birou mai des și în pauze, să vă mai pot spune câte un sincer Automating America. Din tot sufletul. Un prag de sărbători, așa că mulțumesc pentru tot și vă urez să petreceți sărbătorile alături de cei dragi, să aveți un an nou minunat, cu multe împliniri și realizări. Pentru anul ce urmează, vă doresc să aveți parte de proiecte cât mai ușoare cu clienți, cât mai înțelegători. Să fiți fericiți! Bucuroși, sănătoși și împliniți. Să ne vedem și la anul cu același entuziasm și zâmbetul pe buze ca până acum. Noroc și sănătate, numai bine.